România, pregătiți-vă de petrecere. Festivalul Vara în Oraș e pe cale să devină mult mai incendiar și plin de energie. De ce? Pentru că vine 50 Cent, superstarul mondial. Da, ați auzit bine? Singurul și unicul Fidi aduce stilul său unic de hip-hop în România. Dar înainte să înceapă muzica, să vorbim puțin despre pretențiile lui 50 ca gazdă. Și credeți-mă pe cuvânt, sunt destul de interesante și extravagante. Ei bine, știm cu toții că rapperii își iubesc mâncarea. Fie că sunt pe drum, în studio sau la un eveniment, mâncarea bună este întotdeauna o prioritate. Iar 50 Cent nu face excepție. De fapt, el este cunoscut pentru gusturile sale rafinate și pentru cerințele sale culinare specifice. Deci, ce se află în meniu pentru aventura sa românească? Ei bine, să aruncăm o privire mai atentă la ceea ce îi place să mănânce când vizitează România. Gândiți-vă la mâncare americană clasică, dar cu un strop de eleganță. Nu este vorba doar de mâncare rapidă, ci de preparate gătite cu grijă și prezentate cu stil. Vorbim despre cheeseburgeri suculenți cu o grămadă de castraveți murați. Acestea nu sunt doar burgeri obișnuiți, ci adevărate opere de artă culinare. Și să nu uităm de friptură. Dar Fidi are standarde, o vrea bine făcută. Friptura trebuie să fie perfect gătită, fără nicio urmă de roz în interior. Nimic crud pentru rapperul nostru. El preferă carnea bine gătită, cu o crustă crocantă și un interior suculent. Bineînțeles, nicio masă a lui 50 Cent nu ar fi completă fără niște aripioare de pui BBQ și niște stripsuri crocante. Acestea sunt preparate care îi aduc aminte de gusturile de acasă. Dar iată surpriza, totul trebuie servit pe farfurii elegante din porțelan, cu tacâmuri adevărate. Pentru el, prezentarea este la fel de importantă ca și gustul. Niciun fel de farfurii de carton pentru tipul ăsta. El vrea să se simtă ca un rege la fiecare masă. Și pentru a se asigura că totul este proaspăt, mâncarea trebuie să fie gata cu doar 15 minute înainte de sosirea lui. Aceasta este o cerință strictă pentru a se asigura că fiecare preparat este la temperatura perfectă. Ce să mai, un tip pretențios. Dar, având în vedere succesul său și stilul său de viață, cine îl poate învinovăți? Fiecare detaliu contează pentru a-i oferi o experiență culinară de neuitat. În final, 50 Cent știe să aprecieze mâncarea bună și nu se teme să ceară ce este mai bun. Fie că este vorba de un concert sau de o cină privată, el se asigură că fiecare masă este o sărbătoare. Așa că, data viitoare când îl vedeți pe 50 Cent în România, amintiți-vă că în spatele fiecărui concert de succes se află o masă delicioasă, pregătită cu atenție și servită cu stil. Acum, 50 Cent nu se gândește doar la mâncare. Este de asemenea serios în ceea ce privește vocea sa. La urma urmei, are nevoie de acele corzi vocale în cea mai bună formă pentru a oferi un spectacol electrizant. Deci, care este arma sa secretă? Un amestec special de ceai verde cu mentă, lămâie, ghimbir și mușețel. E ca o zi la spa într-o ceașcă de ceai. Și în caz că îl ia puțin răgușeala, cere și pastile de tuse și miere organică. Hei, când ești un superstar rap, trebuie să-ți protejezi instrumentul. Acum, hai să vorbim despre locul în care 50 Cent își odihnește capul după o zi plină de activități și evenimente. După o zi lungă de, ei bine, de 50 Cent, care include concerte, interviuri și întâlniri cu fanii, el are nevoie de un loc unde să se relaxeze complet. Suita sa B trebuie să fie amenajată ca o scenă din MTV Cribs, cu toate facilitățile de lux pe care le-ai putea imagina. Vorbim despre două canapele luxoase, fotolii din piele de cea mai bună calitate și mobilier opulent care să reflecte statutul său de superstar. Covoare atât de moi încât te afunzi în ele, oferind un confort suprem după o zi obositoare. Dar nu este vorba doar de confort, este vorba și de stil și eleganță. 50 Cent are nevoie și de un spațiu elegant. Gândiți-vă la palmieri, plante exotice și oglinzi peste tot, care adaugă un aer de rafinament și prospețime. Și să nu uităm de iluminatul reglabil și controlul temperaturii, esențiale pentru a crea atmosfera perfectă în orice moment al zilei sau al nopții. Acesta este un om căruia îi place să creeze atmosfera. Fie că este vorba de o lumină caldă și relaxantă pentru seara, sau de o lumină vibrantă pentru a începe ziua, totul trebuie să fie perfect.
Și desigur, nu putem uita de sistemul de divertisment de ultimă generație. Un sistem audio de înaltă calitate pentru a asculta muzica preferată și un ecran mare pentru a viziona filme sau a juca jocuri video. Un minibar bine aprovizionat este de asemenea esențial. Cu băuturi premium și gustări la îndemână, 50 Cent poate să se relaxeze și să se bucure de timpul său liber în stil. Baia trebuie să fie la fel de impresionantă, cu facilități de tip spa, dușuri cu efect de ploaie și produse de îngrijire de lux, totul pentru a asigura o experiență de relaxare completă. În concluzie, suita lui 50 Cent nu este doar un loc de odihnă, ci un sanctuar de lux și confort, perfect pentru un superstar. Secțiunea 5, ultima tură. Ei bine, acest concert din România nu este un concert oarecare pentru 50 Cent. Face parte din turneul său epic The Final Lap Tour. Da, ați auzit bine. Fidi călătorește în jurul lumii, susținând 103 concerte în 35 de țări diferite. Este un turneu de adio memorabil, o șansă pentru fani de a-și lua rămas bun de la una dintre cele mai mari vedete hip-hop. Dar nu vă faceți griji, 50 Cent nu se duce nicăieri prea curând. Mai are multe de oferit. Secțiunea 6, din Queens, rege. Povestea lui 50 Cent este povestea de succes supremă a hip-hopului. Născut Curtis James Jackson al III-lea pe străzile dure din Queens, New York, și-a schimbat viața prin muzică. A început să cânte rap în 1996, perfecționându-și abilitățile și dezvoltându-și stilul său caracteristic, dur. Dar succesul nu a venit ușor. S-a confruntat cu eșecuri, dezamăgiri și chiar cu o împușcătură aproape fatală. Dar 50 Cent nu a renunțat niciodată. Era hotărât să reușească. Secțiunea 7. Efectul Eminem. În 2002, norocul lui 50 Cent s-a schimbat. Eminem, cel mai mare rapper din lume la acea vreme, i-a auzit muzica și i-a văzut potențialul. Eminem l-a semnat pe 50 Cent la casa sa de discuri, Shady Records, oferindu-i platforma de care avea nevoie pentru a cuceri lumea. Și a cucerit-o. Albumul său de debut, Get Rich or Die Trying, a fost lansat în 2003 și a devenit instantaneu un clasic. Era ca nimic din ce mai auzise cineva până atunci. Secțiunea 8. Se naște un mogul al afacerilor. Dar 50 Cent nu este doar un rapper, este un om de afaceri, un antreprenor, un brand. Și-a lansat propria casă de discuri, G-Unit Records, semnând cu unele dintre cele mai tari nume din hip-hop. A investit în Vitamin Water, o mișcare care i-a dus milioane. A intrat chiar și în lumea actoriei, jucând în filme și seriale TV. 50 Cent este dovada vie că poți realiza orice îți propui. Secțiunea 9. Get Rich or Die Trying. O moștenire cimentată. Get Rich or Die Trying nu a fost doar un album, a fost un fenomen cultural. S-a vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume, devenind unul dintre cele mai bine vândute albume rap din toate timpurile. A dat naștere unor hituri precum Inda Club și P&P, cântece care au devenit imnuri pentru o generație. Albumul i-a adus lui 50 Cent chiar și primul său premiu Grammy. Nu e rău pentru un puș din Queens. Secțiunea 10. 50 Cent, o icoană globală. Astăzi, 50 Cent este mai mult decât un rapper. Este o icoană globală. De la începuturile sale umile în South Jamaica, Queens, până la a deveni unul dintre cei mai recunoscuți artiști din lume, 50 Cent a parcurs un drum lung și impresionant. A vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume. A câștigat nenumărate premii, inclusiv Grammy-uri și Billboard Music Awards. Muzica s-a influențat generații și a redefinit genul hip-hop. A jucat în filme și seriale TV, demonstrându-și versatilitatea ca actor. Rolurile sale în filme precum Get Rich or Die Trying și Power au fost aclamate de critici și fani deopotrivă. A scris chiar și o carte bestseller New York Times, The 50th Law, care a inspirat milioane de oameni să-și urmeze visurile și să depășească obstacolele. 50 Cent a sfidat toate așteptările, a depășit adversitatea și a atins visul american. Povestea sa este una de reziliență și determinare, un exemplu pentru oricine se confruntă cu dificultăți. Și a făcut totul în felul său propriu. De la stilul său muzical unic la abordarea sa inovatoare în afaceri, 50 Cent a rămas fidel viziunii sale. Așa că, atunci când va urca pe scenă în România,
Amintiți-vă acest lucru. Nu asistați doar la un concert. Sunteți martorii istoriei în devenire. Fiecare notă, fiecare vers, fiecare moment pe scenă este o parte dintr-o moștenire care va dăinui pentru generații. 50 Cent nu este doar un artist, este un fenomen cultural, un simbol al succesului și al perseverenței.